Haideți să vedem o tabletă serioasă, agresivă, cu destul de multe puncte forte. Le aflăm după intro. Că sunt multe persoane care au simțit nevoia unei tablete mai rezistente, mai bine făcute. Da, în general, tabletele sunt produse firave, subțirele, frumușele și de regulă producătorii au încercat să le facă așa mai atractive, ca niște bibelouri. Grosimea mai mică înseamnă și o fragilitate mai mare, inclusiv materiale mai subțiri. Dar nu este cazul aici, dacă vă doriți o tabletă mai de lux, puteți să căutați în oferta iHand și veți găsi așa ceva, au și ei o tabletă chiar foarte subțire. Dar aceasta este una mai groasă și mai grea, mult mai rezistentă. Rezistentă la apă, la praf, la mizerie sau la anumite șocuri, spatele fiind îmbrăcat într-un cauciuc gros, la fel și colțurile tabletei. Ecranul ușor sub carcasă și asta îi oferă o protecție mai mare. Cred că este genul de tabletă care poate fi luată în concediu, la mare, la munte, de către curier sau, nu știu, agenți de vânzări, poate cei ce lucrează pe șantiere, oriunde, acolo unde tabletele nu ajungeau. Grea, recunosc asta, dar sunt două, trei zile în care... Pe Digisport 2, meci din Spania, după amiază... Nu are jack audio, va trebui să folosim un adaptor pe care îl introducem în portul de amprente. Toate aceste porturi sunt protejate de dopuri cauciucate, inclusiv cel ce acoperă cardurile SIM sau pentru memoria externă. Ca să fac și o paranteză aici, mi-ar fi plăcut, aș fi dorit să integreze și un senzor de amprente pe laterala tabletei. Există și o baterie de mare capacitate, o altă problemă a acestor gadgeturi. Autonomia în testul PC Mark fiind de aproape 10 ore, rar întâlnit printre tablete, dar aici discutăm despre 10.000 de miliamperi. Deci este o tabletă cu baterie bună. Ecranul este o altă piesă bună a acestui produs și nu neapărat pentru că este mai dur sau că are o rezoluție Full HD. Mă refer la luminozitate, este una fantastică și din nou vă spun că nu exagerez. Se vede perfect atât.